Bună ziua, bine v-am găsit! Pe data de 2 octombrie. E și Andrei pe aici, pe lângă mine. O să-l mai auziți pe el comentând. O să comentezi, tate? Nu? Poate niște. Bine, azi începem o lucrare importantă. De a folosi și noi prima dată tratament chimic anul acesta. Vreau să menționez că ultimul amitras care l-a văzut albinele mele a fost exact acum un an de zile. Între timp au fost tratate cu uleiuri esențiale și anul acesta am introdus și acidul oxalic. PBS, cei care știți, cei care ați urmărit știți despre ce e vorba. Totodată o să și împachetăm pentru iarnă, deci terminăm cu toată treaba la colonia de albine. Dar problema ar fi să vedem, avem albine, nu? Noi n-am stimulat, adică eu n-am stimulat cu proteine, n-am stimulat cu nimic, dar că le-am lăsat așa cum au fost. Mâncare sper să aibă destulă, iată, a început să apară condens. Albinele au fost în ghem. Nu văd pe nenea. Pe mine trebuie să mă vezi, tati, nu pe nenea. De fapt sunt în ghem, aici vor rămâne pe 4-5 rame. Această colonie vom avea 4-5 rame de albină. Trebuie să folosim fum din cauza că să punem capacul mai bine. Fumul folosim deasupra, nu pe albine, ci am nevoie de fum doar la dar pentru a îndepărta intrușii. Bun, deci data. Trebuie să îndepărtezi intrușii, adică viespili. Da, îndepărtează fumul viespili și albinele străine. Da, le îndepărtează și tupurile au rămâne singurate. Venim cu lădița, scoatem și ramele. Și ce mai pui acum? Aici punem ramele, tati. Aici punem ramele, tati. Scoatem ramele care sunt surplus. Scoatem mierea de pe ele. Iată. Avem ceva miere de extras aici. Anul acesta nu le las miere de rezervă, să spunem așa, o să o lăsăm la găleți. Dacă la primăvară e nevoie, o să îi dăm la pungă. Așa-i, tati, dăm la pungă miere. Ne fură toată mierea. Cine ne fură toată mierea? Albinutele. O închidă pe doadă buca aia. Iată cum stă albina și pe ultima ramă. Această ramă va rămâne în stup. Ramele care le voi scoate afară vor fi și topite. Deci, să vedem ce albina avem aici, diafragma.
o scuturăm, fiindcă facem altă treabă. Ne uităm un pic pe rama asta. Are miere suficientă pentru a ierna. Rămâne. Totodată, la ramele acestea dăm gaură, care nu au gaură. Care nu au gaură înseamnă că... Le dăm gaură. Că înseamnă că n-au iernat. Dăm două găuri. Hași. Deci, ramele care rămân în cuib vor avea gaură. Să facem gaură, tati, ca albinuții să poată să treacă. O altă ramă și aceasta va rămâne în cuib, foarte frumos. Da, și nu o găurim, nu-i așa? Da, o găurim și pe aceasta. Dacă n-are gaură, îi dăm gaură. Nu are gaură acolo. N-are gaură. E una mică acolo, trebuie să faci mai mare. Cum faci gaură? Cum îi fac gaură? Aha. Dăm albina de o parte așa. Și faci așa? Îi facem o gaură acă. O, da, îi pot să văd gaură. Nu pot să vezi asta. Dar o vreau să văd acum. Las că o să o vezi altă dată. Dar de ce? Văd gaură! Ia. Bun. Deci astea sunt ramele pe care iernează albina. Miere suficientă. Miere suficientă, tati. Miere suficientă. Aici avem o ramă care s-a desprins un pic. Iată, avem albinuță. Mă uit dacă mai o pui. Observ pui, e un lucru bun pentru a face și tratamentul. Am iernat mereu cu găuri după ce am început din nou cu albinuțile și au iernat foarte bine. Au iernat foarte bine pe... Dă-i mi dată să-i nezeu găsit. Dar de ce fumul ea fumează dacă ți-l afum? Tati, fumul le îndepărtează pe alea rele. Dacă nu, pe alea rele nu le îndepărtează. Pe alea rele le îndepărtează. Aici avem o ramă neagră care a iernat, dar are, e format foarte bine pentru centrul cuibului. O voi lăsa pentru iarnă. Dar de ce o voi lăsa pentru iarnă? Încet, încet schimbăm o parte din rame, da. Acestea rămân. Dar de ce le schimb? Trebuie schimbate, tati, să aibă casă nouă și albinuți. Trebuie să le schimb la tub? Da. Să le pui la tub, tati. Da? Da. Unde trebuie să lucheze, le pui la alte rame. Punem alte rame, da? Și dacă nu trebuie să lucheze, nu le pui alte rame. Nu. Bun. Dacă ele lucheze, le lasi iar rama, nu-i așa? Da, puiule. Dacă lucheze... Și sunt mutate în natură, celelalte albinele vor mărâ.
Da, păi, probabil, tati. Dar de ce? Așa fac albinuțile. Căutăm o ramă mai plină cu miere. Singur, probabil, nu se mureau singure. Căutăm o ramă mai plină cu miere pentru a lăsa marginea. Și când s-au mutat abine, nici ele la tea bine nu le-au țepat. Dar liniște un pic, tati, ca să pot să vorbesc cu nenea. Asta e o ramă cu miere. Să văd dacă următoarea are mai mult. Dacă următoarea are mai mult, ca să avem noroc. Noi așa trebuie să avem noroc. Să avem miere, tati. Iată, această ramă are mai multă mâncare și are și păstura. Aceasta va rămâne în cuib, deci o să-i dăm două găuri. Îți dai două găuri? Două găuri. Pot să vă găuri acum? Unde nu sunt abinuțe. Poți face o găuri unde nu sunt abinuțe. Nu prea poți să vezi acolo unde nu sunt abinuțe. Bine. Bine, acum dacă am decis ce rame rămân, celelalte le scuturăm. Da, de ce? Le scuturăm. Pentru că sunt rele. Nu sunt rele, tati. Tati, sunt cumiți? Le scuturăm, va ierna pe 5 rame și aducem surpriza. Unde-i surpriza? Hai. Unde-i? Nu văd. Trebuie să fie foarte uriașă surpriza ca să o văd. Dacă e foarte mică, nu o văd. Nu văd pe nicăieri. Că le-au legat. O găină surpriză. Surpriză este o găină. Da, da. Poate să fie și o găină. Ce? Putem spune că e o găină, da? Da. Acum pune că e o găină. Care e surpriza? Iată. Este o găină. Asta e surpriza. Avem cartoane gata dimensionate. Nu avem cartoane de sântână, astea sunt găini. Deci nu de ce facem că avem de trebuie un pic îndoite, eu le-am cerut gata dimensionate pentru partea superioară, fiindcă le voi acoperi cu miere, cu cartoane albinele pe timpul iernii. Da, da, nu trebuie să le acoperi din aia cu mierea, că se lipesc. Punem o foaie de carton aici, aducem albinele lângă, așa, ce mai trebuie să aducem acum? Rame de să aducem acum. Mai trebuie să aducem ceva. Ce anume? Un vetău? Ce nume să aducem? Pioneze! Aducem tratamentul pentru varoa. Unde e tratament? Aia acolo tratamentul. E aici tratamentul. Adică că e de acolo, în șușoc. Aici o tavă? Da, de ce o țipu aia? Asta e o travă, tată. Dar de ce țipu bandele? Deci aici avem tratamentul. O bandă la 5 rame punem. Bandă la 5 rame și va sta aici. Da, mânușa jos să prind cu pioneză. Bun.
E suficient o bandă la 5 rame. Dacă sunt 6 rame, vom pune 2. Eu așa am pus tratamentul și e foarte bun. Venim cu cartonul. Totuși cred că o să tai din el, că e mai comod. Așa nu e foarte comod. O să tăiem un pic din acest carton. Nu e greu de tăiat. Dar să vedem acum. Da, așa e perfect. Foarte fain. Pui nu mai au. Tratamentul am pus. Scuturăm aceste albine. Se duc pe cele 5 rame. Vor fi foarte bine înghesuite acolo. Așa, deci totul arată bine. Am pus tratament, am pus carton. Albinele se trag în cuib și va ierna foarte bine pe 5 rame. Bun. Cam asta este. O familie medie. Pregătită de iarnă. Ramele dăm la centrifugă surplusul de rame vor fi date la centrifugă. Până avem tratamentul va sta folia. După aceea venim și deasupra cu o foaie de carton. Ce mai trebuie făcut e să curățăm fundul antivaro, adică tava, pentru a vedea câți varo o să ne cadă. Rezultatul vedem mâine dimineață. Vom vedea cât de eficiente au fost tratamentele nechimice, să spunem așa. Bun. Cam atât la această colonie.